Doresc să subliniez încă o dată însemnătatea extraordinară a muzicii, a cântării, în cadrul serviciului divin. Este atât de însemnat încât Dumnezeu a trimis-o din cer aici la noi și o va duce de aici, de la noi, înapoi în ceruri. În timp ce mândria a fost expulzată din ceruri pe pământ și nu se va întoarce niciodată înapoi în ceruri, muzica a plecat din ceruri în sufletul omului, omul a plecat cu ea de acolo, dar se va întoarce înapoi și cântarea aceea apocaliptică este atât de intensă și de bogată și de puternică încât Scriptura o aseamănă cu puternicele tunete din natură sau revărsări de ape, cascade pur și simplu. Mă bucur, azi dimineața am urmărit cu atenție în timpul programului muzical, nu atât, am avut ocazia să cânt cu echipa aici pe platformă și am putut să văd fețele oamenilor. Vreau să vă spun că unii dintre noi erau obișnuiți cu ce se cânta, dar alții erau transportați pur și simplu într-o altă lume. Și m-am bucurat mult că unii dintre noi au venit înaintea lui Dumnezeu nu singuri azi dimineață, ci au adus și pe cineva cu ei. A fost foarte frumos. Dar ce să vă spun, cineva dintre noi de aici care e cam iscoditor așa, mi-a zis, zice, poți să știi și eu când ai pregătit predica aia de aseară? Da, poți să știi, zic, acum 2 săptămâni. Și zice, nu ți-a lipsit decât numele să le pui pe acolo câte ceva, că dacă le puneai și numele, atunci era altfel. Obișnuiesc să... Nu să mă disculp, ci aș vrea să vă spun încă de acum, de la început, de drum, că o să avem probleme la acest capitol, dar trebuie să stați cu minți. Și eu am să stau cu minte. Nu, eu nu mișc. Dacă îmi dați peste ochi, nici nu clipesc, vreau să vă spun. Dar trebuie să stăm cu minți. Din ce cauză? Eu nu cred în predicare ca artă și nici în predicare ca meserie. Ar fi un blestem teribil. Eu cred în ceea ce generalul Kiss m-a învățat din România. El a spus, predicarea este cuvânt profetic. Predicarea trebuie să fie rostirea cuvântului lui Dumnezeu sub inspirația lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie o construcție mentală pe care cineva o produce la un moment dat. Și este un lucru extrem de neplăcut când cineva care n-a avut timp să vorbească cu diferite persoane din adunare se folosește de amvon ca să spună de acolo, să bată șaua de acolo, transformând astfel biserica într-o iapă, nu într-o ființă umană care trebuie respectată, bate șaua să priceapă iapa. Nu, amvonul nu este pentru așa ceva. Și știu că ați căpătat această convingere cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă este incipientă, dar El ne va conduce mai departe și ne va proba și ne va ajuta. Vă rog, când venim în locul acesta, veniți pregătiți sufletește. 1. Cereți de la Dumnezeu să vă vorbească și vă va vorbi, dacă într-adevăr aveți ceva de ascultat de la Dumnezeu. Dacă nu aveți nimic nici de învățat, nici de ascultat, nu-i nevoie să vă rugați nimic. Veniți și plecați exact ca ușa noastră, asta de la intrare. V-am zis că tare s-a mirat un copil când a văzut că am deschis și a doua ușă, că el n-a văzut niciodată deschisă, Russell. A zis, cum așa se poate așa ceva să deschizi ușa? N-a fost niciodată deschisă, probabil cât a observat el. Și dacă nu avem de învățat sau de primit de la Dumnezeu, nu e cazul să ne rugăm nimic, pentru nimic. Dar dacă ceva e în sufletul nostru în care vrem să comunicăm cu Dumnezeu, Domnul nu se va împiedica de păcătosul de la amvon ca să poată să-ți vorbească ție. Și nu vorbește din pricina lui, ci vorbește din pricina lui cu El mare, adică din pricina Domnului. Astăzi, în studiul nostru care se numește Între scuze și iertare, asta e titlul nostru de astăzi, Între scuze și iertare, o să învățăm câteva lucruri care ne vor fi de real folos în viața noastră personală, ca familie și ca biserică. Mie mi-au folosit enorm de mult, mie mi-au eliberat sufletul și pe mine m-au descătușat înțelegerea acestor lucruri. Și aș dori mult de tot ca, așa cum a spus Domnul, dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Adică libertatea pe care ne dă Domnul Hristos începe în mintea și în inima noastră inițial.
apoi se manifestă în viața de familie, în viața de relații și așa mai departe. Dar este o libertate extraordinară. Ca să nu mai mă întrebe cineva când am pregătit predica asta, vreau să vă spun că, dar mie mi-e drag să mă întrebați, să nu, să-mi spuneți întotdeauna tot ce aveți. Știți că nu, cu plăcere vă ascult. Aș vrea să știți că am început, încep de mult. Cum plec de aici în seara asta, sâmbătă seara, cum am plecat din biserică afară, să știți că încep să lucrez pentru următoarea dată când ne vom întâlni. Îmi țiu sufletul deschis și stau pe recepție și deodată în minte îmi apare o idee sau un gând sau găsesc într-o carte sau aud o expresie într-o conversație sau ceva care este ca o scânteie și aprinde o mică luminiță acolo și apoi construiesc pe aceea și am, când vin înaintea dumneavoastră, am convingerea că Domnul îmi răspunde rugăciunilor pe care le-am înălțat. Haideți, deschideți, vă rog, stați numai puțin, înainte să deschide, că dacă deschideți mă tem că mă prindeți după aceea și eu nu vreau să mă prindeți ușor, ci vreau să vă prind eu pe voi și anume să vedem cineva să-mi spună mie ce însemnează să întristez pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uite, o să o rog pe Dorina, că ea s-a gândit la treaba asta de une zi. Și microfon, avem microfon aici între noi și să avem și un frate sau, uitați, avem, ați observat cine, pe cine avem la camere, ce echipă tânără avem la camere, la filmare? Sper că ați observat. Îmi pare bine dacă ați observat. Să avem un, așa, pe cineva care să ofere microfonul. Dorina, tu să începi, aici, Lucian, uite aici, chiar la soacra ta, Dorina, trebuie să fii foarte atent cum te porți dacă vrei să ai viață bună. Cu soacra ta, așa. Bun, dar tu ai viață bună, într-adevăr. Uite, Dorina, încearcă-te microfonul acela. Spune-ne ce înțelegi tu, și vă rog, toți ne gândim acum la treaba aceasta, o să mai dăm răspunsuri câțiva dintre noi, ce înțelegi tu prin a întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Da. Deci crezi tu că respingerea apelului întristează pe Duhul Sfânt. Este un aspect adevărat acesta. E un aspect adevărat. Și e real. Și noi ca oameni am fi foarte întristați dacă am apelat la cineva și totuși nu. Dar mai altcineva să vedem cine poate să adauge la acest răspuns. Este un răspuns pozitiv. Complet. Dar mai departe. Ce e pentru tine a întrista pe Duhul Sfânt? Ești atent pe pământul ăsta să nu întristezi pe Duhul Sfânt sau mergi oricum, că nu e nicio problemă aceasta? Ca și când n-ar exista problema asta pentru tine. Ești atent? Ești atent cu omul de lângă tine cum te porți sau trăiești oricum, că nu contează și așa, n-are ce să facă. Nu. Tu te porți oricum, mergi oricum. Sau ești atent la tine acasă, ești atent la biserică, ești atent la serviciu, ca să nu rănești pe omul de lângă tine. Asta cere efort, știți, nu e simplu. O relație frumoasă nu e produsul întâmplării sau hazardului sau haosului. O relație cu Duhul Sfânt nu se obține printr-o pură întâmplare sau prin a umbla la întâmplare. Trebuie să veghezi pe pământul acesta, să nu întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru altcineva, ce este a întrista pe Duhul Sfânt? Arpi, am să te rog să spui treaba aceasta, ce însemnează pentru tine a întrista pe Duhul Sfânt? Cum ești tu atent? Cum veghezi tu în viața ta? Există acest capitol în viața ta? Ești atent, ești alert în tot ce faci să nu întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Deci când Duhul Sfânt vrea să-mi vorbească prin conștiința mea și eu mă fac că nu aud? E același răspuns ca Dorina și știi că n-ai voie să copiezi. Am vorbit. Dar nu se poate altfel. Deci asta e. Răspunsul ăsta este un fel de umbrelă, știi, care le prinde pe toate. Dar aș vrea să-mi dați acum articole practice și concrete și specifice din viața de fiecare zi, dacă există așa ceva, care ar putea să conducă la întristarea Duhului Sfânt. Michel, pentru tine ce este? Cum privești tu sau cum vezi tu ideea aceasta de a întrista sau a nu întrista pe Duhul Sfânt? Umbli cu grijă pe pământul ăsta și te gândești când faci un lucru sau nu-l faci să nu întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ai așa ceva în vedere? Uite microfonul, ai acolo microfonul. Deci dacă n-aș avea în vedere lucrul acesta, înseamnă că Duhul Sfânt nu ar fi prezent în viața ta. Mhm.
Care sunt acele lucruri? Poți să ne spui așa câteva lucruri care pentru tine ar însemna, de care ești atentă să te ferești de ele, să nu întristezi pe Duhul Sfânt. Am aflat noțiunea generală să nu respingi apelul, dar apelul la ce? Specific, concret, la ce? Despre ce e vorba? Sunt viața de fiecare zi. Da. Și asta e tot o umbrelă care cuprinde toate. Bun. Ia să vedem altcineva. Altcineva care ne poate ajuta puțin. Frate Cedru, vreau să văd dacă aveți anumite lucruri în viața de fiecare zi pe care sunteți atenți să nu le faceți pentru ca să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să căutăm să-L cunoaștem pe Tatăl nostru Ceresc. Aha. Și la aceasta ne ajută Duhul Sfânt. Da, da, da. Deci L-am cunoscut, Duhul Sfânt ne arată o cale pe care e necesar să mergem. Uh-huh. Ca să onorăm. Până acum e copia de la cei doi care au spus. E umbrelă mare. E umbrelă mare, dar totuși s-a accentuat numai faptul că să răspundem chemării Duhului Sfânt. Acum mă gândesc și la faptul că noi suntem chemați să căutăm ca prin Duhul Sfânt să-L cunoaștem pe Dumnezeu. E un aspect bun. Și dacă nu căutăm lucrul acesta, și sigur o să căutăm altele, și tu ca tată, tu ai fi întristat când copilul tău, în loc să-și construiască o carieră în viață, se ocupă de gunoaie, de prostii, de biciclete ruginite și de pierde timpul acolo și e omul toată viața și ai vrea să-l vezi cu un viitor. O rog pe Mirela să vedem ce este pentru tine a întrista pe Duhul Sfânt și că și ai niște lucruri în viață pe care, la care ești atentă. Și dacă sunt, în ce domenii sunt și cum se manifestă aceste lucruri în care tu dorești să nu întristezi pe Duhul Sfânt. Doresc. Da, îi merge, merge. Doresc să nu întristez și totuși îl întristez, pentru că de multe ori Duhul mă îndeamnă, ai răbdare sau trebuie să ai mai multă dragoste. Uh-huh. Și totuși eu încep să critic persoana respectivă sau situația respectivă. Consider că asta Duhul îmi spune, nu, trebuie, privește la Tatăl, privește la Fiul, trebuie să ai dragoste. Și eu totuși repet și repet și repet și mă gândesc că prin asta eu întristez Duhul. Ai câștigat un punct frumos. Deci ai vorbit de ceva specific. Tu ai spus niște lucruri care sunt practice și care, de care trebuie să ținem seama ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Dar, fraților, noi am învățat de undeva, nu știu de unde, un mod ciudat de a citi Biblia. Și modul acesta ciudat ne face să citim ce nu e în Biblie. Și să nu citim ce e în Biblie. Ia deschideți, vă rog, împreună cu mine, în Efeseni, capitolul 4. Și de aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, să începem de la versetul, tot capitolul acesta, De la versetul 17 încolo, vorbește despre a întrista pe Duhul Sfânt. Tot capitolul ăsta. Și nu ne arată niște lucruri așa vaporoase sau imaginare, eterice. Ne arată lucruri de fiecare zi, practice. Începând de la versetul 17. Iată dar de ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Păi noi am fost păgâni când am venit și am devenit creștini, de aceea am devenit creștini, că altfel și noi nu am crezut în ceea ce lumea aceasta spune că un cetățean s-a născut creștin, încă vreunul s-a născut adventist. Eu am văzut mulți copii născuți la adunare crăunind, chiar pe a mea am stat lângă ea când s-a născut Cristina, dar nu scria adventist pe ea. M-am uitat, dar nu scria adventist pe ea. Și nu cred că scrie pe nimeni așa ceva, deși unii au în cap această fluture că s-au născut adventiști. Nu s-a născut nimeni, nu s-a născut nimeni nici creștin. Tot ce ne-am născut, ne-am născut om. Asta e tot. Dar să nu mai trăiți acum după ce ați devenit creștini, cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii. Un om nu ajunge în ignoranță decât dacă își împietrește inima. Asta, atunci Duhul Domnului nu mai poate vorbi. Ei și-au pierdut orice pic de simțire.
sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, nu se satură. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Și acum trece la specific, la concret. Numărul 1. De aceea, lăsați-vă de minciună. Am fost odată la școala de sabat, dar nu azi aici, că dacă ar fi azi aici, imediat începem să facem, să vedem cine a făcut treaba asta, dar am fost. Eu știu ce faceți voi dacă zic că azi a fost, dar n-a fost astăzi. A venit instructorul în fața clasei și a deschis catalogul acolo, avea un catalog mai mare așa în care ținea asta, făcea pe domn profesor și era foarte bine că făcea pe domn profesor, dar trebuia să și fie domn profesor. Asta era important. Și a început să ne predea lecția care urma săptămâna ailaltă. A iurit, a învățat-o pe ailaltă, a pierdut, a uitat, data, la fel am pățit și eu cu multe în viața mea și mai pățesc. Nu e o problemă asta. Și dă-i trage omul ce trage acolo și la un moment dat o soră din sală, din grupa care era acolo, îi atrage atenția. Vedeți că dumneavoastră lucrați cu studiul de săptămâna cealaltă. Dom'le, omul nostru, în loc să zică, mătușă Mărie, ce dreptate ai? Am fost un aiurit, un zăpăcit săptămâna asta. Șmecherește, a întors repede vorba de unde era și a început să le aburească, zic românii, a început să le aburească așa și a aterizat la studiul biblic din săptămâna respectivă. Dar nu s-a oprit să spună, uite, aveți dreptate. Așa este, am luat aia. A căutat să dea impresia că a făcut un preview la ce o să fie, dar lecția alaltă n-a știut, a fost o catastrofă. Nici o problemă, că au știut oamenii din grupă. Dar mă uitam ce chinuială pe om, mai bine naști decât să treci pe întrebările astea, că te doare 10 minute sau o oră, două și ai scăpat. După aia vezi, decât să te chinui, s-a chinuit bietul omul ăsta toată. Lăsați-vă de minciună. Băi frate, de ce trebuie să minți o oră întreagă că n-ai învățat? Spune clar că n-ai învățat lecția, înveți acum, învățăm împreună. Fraților, eu dacă vă spun întrebările și voi îmi dați răspunsul că învățăm împreună. Sau uite, eu vreau să stau jos, ridicați-vă unul care ați învățat bine lecția pe săptămâna asta. E simplu! Dar suntem dispuși uneori să acoperim minciună cu minciună și cu altă minciună ca să poată să stea în picioare minciuna precedentă. Lăsați-vă de așa ceva, zice în Biblie. Lăsați-vă de așa ceva. E chinuială mare. Asta merge la copii. Merge la imaturi, merge la chiar râs de un copil care încearcă să te minte, îl vezi că am să vezi ce construiește el, cum îl duce capul să-și scape pielea, fără să-l învețe nimeni, bineînțeles, dar el construiește cum să scape. Lăsați-vă de așa, fiecare să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare, adică organe, părți ale corpului, unii altora. Eu dacă aș vrea să întind mâna așa, dar mâna mea se duce altfel, ar fi foarte ciudat în corpul meu, înseamnă că ceva nu funcționează. Dacă eu încerc și apar în fața fratelui meu ce nu sunt, cine nu sunt și încerc să-l duc cu preșul sau cu vorba, nu mai sunt parte din trupul lui Hristos. Sunt un vierme din ăla care a intrat în trupul lui Hristos, sunt un virus din ăla, un corp străin despre care vorbeam noi și trupul lui Hristos mă va respinge, nu mă va primi niciodată. Suntem mădulare unii altora. Ce sens are? Suntem o mânuță de oameni aici. În mijlocul nostru e maestatea cerului. Ce sens ar avea? Ce sens ar avea să ne purtăm unii cu alții ca și cum am răspunde la anchetă la poliție în care oamenii săraci inventează orice sub ceruri ca să-și apere poziția lor. Mâniați-vă și nu păcătuiți să nu apună soarele peste mânia voastră. Mai ține cineva seamă de treaba asta? De câte ori o fi apus soarele în rușine, în infam întrebat, mult peste vârsta de 90 avea ei, cu ce vă puteți lăuda și voi dintr-o viață întreagă? Dânsa era foarte fragilă, dar lucidă.
Și să uităm unul altul cu ce să ne lăudăm și noi, că trebuie să te lauzi cu ceva, cine ai fost, ce ai făcut, trebuie să spui ceva pe piață. Și s-a uitat unul la altul și a zis, zice, n-am făcut mai nimic pe pământul ăsta. Dar singurul lucru cu care ne putem lăuda este că în 75 de ani de căsătorie, niciodată n-am mers la culcare supărați. În 75 de ani. Atâta putem să spunem și noi. Să nu apună soare. Aoleu, am zis atâta doar. Zi mai tare. Zi mai tare să aud și eu. Zi mai tare să aud și vecinul meu. Trebuie să auzim lucrul ăsta. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Dacă un lucru este perpetuat și păstrat în conștiință, cangrenează. Citeam de un indian care a fost săgetat de un altul, a tras cu arcul în el. Dar n-a murit din săgeata aia. Și a pornit să-l urmărească. Și purtătorul lui de arme, care mergea cu el acolo, i-a spus, oprește-te întâi să smulgem săgeata. Și el a spus, nu. A alergat cu săgeata înfiptă în el, ca să-l prindă și să-i arate nenorocirea pe care a făcut-o și după aceea să-l pedepsească. Dar pe când a alergat după el, sângele continua să curgă și n-a ajuns niciodată să-l prindă. A murit cu săgeata în el. Ți-a spus unul o vorbă. A zis unul ceva de tine. Poc, ți-a tras o săgeată. Aoleu! M-a lovit drept în piept. Hai că n-ai murit din treaba asta. Mie mi-a plăcut de doctorul veterinar Ciovică de la Câmpul Lung. Am fost amândoi cu mașina noaptea. El obișnuiește să meargă așa 160-180 pâinea lui de toate zilele cu Dacia. Cu Dacia o să mergi. N-ați mai mers de mult cu Dacia, vă știu. Și când fugeam așa de tare, într-o curbă, într-o umbră cumplită, de la niște plopi care făceau întuneric acolo, la viteza aceea extraordinară, ne-am pomenit în fața unui zid, care era de fapt o căruță cu fân. Troznetul a fost infernal. Mașina în care a fost s-a rupt în două. Căruța cu fân în care am fost noi s-a rupt în două și a aruncat jumate cu caii într-o parte de la șosea, jumătate cu cai cu tot a aruncat acolo și jumătate a aterizat în partea cealaltă într-un șanț răsturnat acolo. A rupt-o în două, a tăiat în două căruța aceea. Șocul teribil, impactul. Nu s-a văzut absolut nimic. Absolut nimic nu s-a văzut. Și totul, motorul a fost rupt, totul băgat acolo peste noi și noi eram strânși acolo între scaune. Eu zdrobisem parbrizul și bordul cu capul de unde am lovit. Am capul tare, să nu uitați chestia asta. Și când stăteam acolo, mașina troznea peste noi, continua să troznească din lovitura aceea și eu, presat în bord, îl întrebam pe Vali, zic, Vali, ești bine? Zice, eu sunt bine. Nici el nu putea să vorbească, pentru că îl presa, era între volan și scaun strâns și ușa și toate. Dar amândoi eram strânși acolo și zic, ești bine? Și ce sunt bine. Vedem cum ieșim afară de aici. Și nu am avut cum să ieșim singur, am putut să dau eu puțin ușor cu cotul în ușă. Și am dat și ușa în loc să deschidă a căzut jos. Foarte frumos și așa, merge. E și mai bine chiar. S-a deschis, după aceea a ieșit și Vali. Și când am ieșit, am văzut căruța aceea aruncată, am văzut bucata aia în partea aia, caii târâți pe asfalt, aruncați acolo peste cap cu toate și un om răgnea din fân de acolo. Aoleu, m-ați omorât! Aoleu, m-ați omorât! Dar Vali doctorului zice, hai că dacă răgnești ești bine, n-ai treabă și ești bun. Și asta am vrut să aud de la tine. Că răgnești. Hai că n-ai mort în treaba asta. Și l-a scos de acolo, n-avea nimic bătrânul, că picase exact pe fân. Și el a spus, n-ai putut să agăți măcar o pereche de izmene pe căruța asta, să le văd și eu cu mașina, n-ai putut nicio lumină, nimic, am mai făcut să intru în tine. Dar am rămas cu ideea asta, hai că dacă te doare, ești bine, înseamnă că treci. Și a trecut cu bine. A tras unul în tine, ți-a zis unul ceva, nu te-a omorât. Dar s-ar putea să mori dacă nu scoți săgeata de aici. Dacă o ții acolo, trasă în tine și umbli cu ea an de zile, va cangrena, va omorâ toată zona aia și în final vei muri. Și cel care a murit cu săgeata în piept trasă de indianul acela, n-a murit din cauza celui care a tras în el. Murea din prima. A murit din cauza lui însuși.
Pentru că nu și-ați mult. Și Biblia spune aici să nu apună soarele peste mânia voastră. Și scrie mai departe foarte frumoasă expresie, nu-i dați ocazie satanei că el o folosește. Nu-i dați prilejul că el nu-l pierde. Câteodată noi facem o soră săracă, ce prostie face? Tot o minciună, bineînțeles. Era multă lume la biserică sâmbătă și ar fi bine sâmbătă să totuși să nu prea mințim. Dar tocmai cine minte de lunea încolo, minte și sâmbătă, nicio grijă. Și cine minte în viața civilă, minte și la amvon. Nu-i nicio problemă. Omul e același. Nu, nu-l schimbă pe el construcția aceasta din lemn. Nu. Dânsa iese în curte și toată lumea, erau foarte mulți oaspeți la biserică, și dânsa vedea pe ăștia că invita pe cei, haideți la noi la masă, tare, haideți la noi la masă, și ea s-a simțit și ea puțin obligată și vorbește și ea cu unii care erau acolo, pe ăștia nu-i chemase nimeni, veniți la noi, vă rog, adică veniți la noi, știți, poate veniți la noi cumva, dacă veniți la noi, vă rog. Și oamenii, ce credeți că au făcut? Au mers la ea. Dar ea ce credeți că a făcut? A fugit de acasă. A fugit de acasă. Femeia n-avea de niciunele de mâncare, de fapt. Dar asta încă nu e o problemă. Nu asta e problemă, nu de mâncare, e problemă morală chestia asta. Pentru că Ion Creangă i-a scris așa lui Mogorogea. Dacă nu aveți ce mânca acolo la voi la școală, veniți aici la noi ca să postim împreună. Asta nu e o problemă. Deci dacă nu avem mâncare. Frate, uite, Ionuț, nu mănânc eu ceva care nu-ți dau ție. Nici eu nu mănânc, nici tu. Bem apă și asta e. Da. Dar dânsa a fugit de acasă. A fugit de acasă. Asta bieții oameni prin curte au stat, pe acolo, au așteptat, dacă au văzut că nu mai vine, au plecat înapoi la biserică. Au mai moțăit până după masă, până la 4, a mai fost slujbeară și au plecat acasă. După, nu i-a luat nimeni. E, dar să știți că sunt alte împrejurări în care invităm pe cineva, dar nu vine. Asta însă nu se aplică la satana. Când cineva l-a invitat pe satana, vreau să vă spun că ajunge acasă înaintea lui. L-așteaptă acasă. Nu-i dați prilejul. Dacă i-am dat prilejul, să știți că el îl folosește. Nu se joacă. Eu nu știu vreodată din istorie, și dacă știți, vă rog să-mi spuneți, vreo ocazie în care cineva a dat prilejul satanei și satana nu l-a folosit. Nu? Așa ceva chiar nu există. Satana va folosi prilejul care îi se dă, de aceea Biblia spune să nu apună soarele peste mânia voastră, nu-i dați ocazie satanei, că vă lucrează dacă îi dați această ocazie. La rugăciunea de seară, dar mai bine la rugăciunea imediat după ce s-a întâmplat un lucru sau altul, la rugăciunea aceea, descărcați-vă de așa ceva. Scoateți săgeata aceea din piept care a tras-o cineva în voi. Scoateți-o frumos și aruncați-o. Este mai bine să suferi lucrul acesta și să te vindeci decât să umbli cu săgeata aia trasă în tine ca să vadă lumea, vai ce rău este cetățeanul ăla, uite, a tras. Vine la adunare cu săgeata în piept, te duci la, printre, unde te duci, umbli cu ea în piept ca să vadă lumea, vrei să le arăți la oameni ce rău e omul ăsta. Și în timp ce le arăți la oameni ce rău e omul ăsta care a tras în tine, ce se întâmplă cu el și ce se întâmplă cu tine? Cu el ce se întâmplă? Nimic. Nimic. Dar cu tine? Mori, cum ziceau, cineva a spus în punț de vacă. Este o explicație care nu-i departe de adevăr, mai ales pentru un creștin care știe mai bine. Pentru un păgân înțeleg. De-aia a spus, nu mai fiți ca păgânii, că ei așa gândesc, dar voi nu sunteți păgâni să gândiți în felul ăsta. Smulge săgeata din piept și aruncă. Lasă pe Dumnezeu să vindece locul unde a tras unul. Și dacă cineva trebuie să pună întrebări, să știți că o să pună întrebări cineva. Și ce i-a spus lui Moise într-o zi, Domnul? I-a spus, vezi pe Amalec acela? Moise mergea în drumul lui, da. Tu ai uitat, nu? Eu nu am uitat că acest Amalec a lovit cu sabia în bătrâni, în copii, în cei bolnavi și neputincioși care mergeau în urma oastei de-abia își tărau viața și au omorât oamenii fără apărare. Și printr-un decret dumnezeiesc bazat pe fapta lui Amalec, nu pe răutatea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a plâns pe Amalec din cauza asta, printr-o justiție divină s-a spus să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Adică pe cel ce lovește mișelește, pe cel ce lovește pe cel fără apărare, care nu e de față și despre care vorbești, și nu e acolo să se apere omul. Să spună, pardon?
Când ai? De unde știi așa ceva? Eu am auzit foarte multe vești despre mine, dar n-am avut ocazia să le aud acolo când s-au proclamat, că dacă eram acolo, aveam și eu un mic răspuns. Dar cineva m-a lovit mișelește. Nu mi-a dat ocazia să stau și să-mi apăr cauza. Și știți că saducheii aveau o lege. Legea noastră, spuneau saducheii, nu condamnă niciodată pe un om înainte să-l asculte. Nu-mi permit să vorbesc de cineva care nu-i de față și nu se poate apăra. Nu. Îmi permit să-l întreb foarte amabil, îmi permit să mă lupt să înțeleg ce s-a întâmplat acolo, dar nu-mi permit să atac mișelește. Moise nu s-a dus să nimicească pe Amalec, dar Dumnezeu a spus, pomenirea lui Amalec va pieri de sub cerul. Să te întorci și s-a sfârșit, a pierit de sub cerul pomenirea aceluia care lovește mișelește și care lovește pe cel lipsit de apărare. Deci nu sunt eu cel chemat să judec. Mă bucur că am un judecător bun. M-am pomenit odată chemat la tribunal. De ce? Păi, acum 2 ani, cineva a căzut în fața casei tale și și-a rupt nasul. Și cere despăgubiri din astea cu zerouri multe. Nici nu mi-aduc aminte, că nici n-am citit. Cel puțin treaba asta. Da, și m-a chemat la tribunal. Desigur că nu m-am dus. Nu m-am dus. Era o cauză total ingrată. Dar am sunat pe un lawyer al lui Dumnezeu, un om creștin, credincios, un om care nu-și permite să ia bani ca să facă nedreptăți. Cu prețul sufletului altuia primește de la altul. Omul ăla nu face așa ceva. L-am sunat și a spus, lasă-mă să cercetez cazul. S-a dus în tribunal acolo și a încheiat dosarul în prima înfățișare. Și a amenințat că dacă continuă o astfel de situație, va cere despăgubiri pentru un atentat ca acesta. Adică ai pe cineva care te apără. Mântuitorul nu și-a apărat niciodată reputația, care era lovită de alții, dar acestea nu au putut să-i murdărească niciodată caracterul lui. Apărătorul meu, spunea Iov, este în ceruri. El știe ce am zis eu, el știe ce ai zis tu, indiferent că dacă ești mai bun de gură, s-ar putea să tac din gură, să te las în pace, că ce să-ți fac dacă îți turui gura ca o mitralieră n-ai rusească. Dar înainte, trage până la ultimul cartuș, că altceva ce să mai faci. Mă dau și eu într-o parte și aștept să-ți termin muniția. Dar Dumnezeu nu va uita niciodată nici ce s-a zis, nici felul în care s-a făcut un lucru. Să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Și continuă. Cine fura, să nu mai fure. Toate aceste lucruri fac parte din a întrista sau a bucura pe Duhul Sfânt. Toate astea fac parte. O să vedeți că aici duce. De-aia trebuie citită Biblia cum este. Nu trebuie. Natural, fără ochelarii, nu știu ce cărei filozofii din lumea asta. Lăsați Duhul Sfânt să conducă sufletul în citirea Scripturii naturală, așa cum este ea. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. În urmă cu aproape 40 de ani, mama mea a mers la biserică. Prima dată când am mers la biserică a fost într-un sabat de anul nou și în România se dau acele făgăduinți frumoase. Și toată lumea așa lua câte un text din Biblie. În biserică, în ziua aceea, s-a găsit și un om care era rudă cu noi și era hoțul satului. Cunoscut, l-am văzut de multe ori cu roți de căruță în spinare legate și mergea iarna cu mâinile legate, îi curgea nasul, mi-aduc aminte copil fiind, îi curgea nasul și îl duceau prin sat să arate ce a furat. Dintr-o parte într-alta, odată l-am văzut cu niște curcani morți legați în spinare, îi ducea tot așa, el știe de unde îi furase. Omul ăla a fost în biserică în ziua aceea. Și când s-au împărțit făgăduințele acestea, cine o fi putut să le producă? Nu știu, dar cineva a scos textele astea din Biblie și le-a pus acolo la grămadă și fiecare și-a luat un text de acolo. Textul care l-a luat mama când a venit acasă a sunat așa, că astăzi mi-aduc aminte, deci aveam 17 ani, că astăzi mi-aduc aminte lucid ce s-a întâmplat acolo. Textul spunea, adevărat îți spun că astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Asta a fost textul care a venit mama cu el acasă. Dar ne-a povestit și un incident. Deci a fost și cu tare, știi? Da?
Mirare. Interesantă combinație. Probabil că era în orientare sau ceva. Vedem care e treaba. La biserică nu se vine pentru biserică întotdeauna. Se poate veni din diferite motive. A fost la o evanghelizare care s-a ținut în sud, undeva, și erau acolo câțiva cumpărători care veniseră acolo ca să vadă, nu cuvântul lui Dumnezeu, ci ca să vadă mușchii gemeni de la picioarele oamenilor. Depinde pentru ce vine un om. Și mă gândeam, zic, dar nu, zice, a fost acolo, a fost la biserică. Și a luat și el un text de acolo. Și cum a sunat textul lui? Textul lui, zice, a fost cam așa. Zice, când s-a uitat, a rugat pe cineva să-i citească, cine fura să nu mai fure. Asta a fost textul care cu mâna lui l-a luat, el l-a luat de acolo. Acum, când unui om îi se spune așa ceva, mai ales cum era cazul lui, el are două posibilități. Ori se înfurie pe Dumnezeu și întoarce spatele și pleacă, ceea ce a făcut omul ăsta, s-a ridicat și a spus, vă bateți joc de mine, de-aia m-ați adus-o aici. S-a dus și a trântit-o și a plecat. Și nu-și bătuse nimeni joc de el. Ori dacă nu, primești ca un medicament amar de la Dumnezeu, dar care face bine. Dacă omul ăsta a murit după aceea, a murit de cancer. Dacă omul ăsta ar fi ascultat textul acela simplu, cum i-ar mai fi salvat lui viața? Dar s-a înfuriat. Și mă rog lui Dumnezeu ca noi să nu avem această reacție vreodată când Domnul ne vorbește sau când atinge sufletul nostru. Să nu ne înfuriem. Nu. Să ne supunem. Să ne lăsăm tratați de Dumnezeu. Scrie mai departe cuvântul. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Niciun cuvânt stricat. Sigur că mai iau și eu critici, cam și azi dimineața am luat o critică, de ce am spus că la scăldătoarea Bethesda cineva i-a călcat pe ăștia pe burtă când se arunca în apă acolo și bieții oameni au strouă apă, au aruncat din ei din cauza că i-a călcat pe burtă. Deci nu trebuia să spui treaba asta. Păi nu, nu trebuia să se întâmple, nu să nu spun eu, nu trebuia să se întâmple așa ceva, să calce unii peste alții acolo, zic. Faptul că s-a întâmplat nu te deranjează și te deranjează că a zis unul că s-a întâmplat. Nu înțeleg unde este răutatea. Dar totuși trebuie să fim atenți. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie. Vezi? Care e cuvântul de care e nevoie într-o împrejurare în care discuți cu copilul tău sau cu cineva ca să dea har celor ce-l aud? Și acum, după ce s-au spus toate aceste lucruri, acum se spune de ce toate acestea. De ce? Versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Din motivul ăsta. Aceasta însemnează întristarea Duhului Sfânt. Lăsați-vă de minciună, lăsați-vă de furat, lăsați-vă de mânie. Aceste lucruri, de fiecare dată când le practicăm într-un fel sau altul, întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. După ce spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne arată practic și specific cum și ce să evităm ca să nu ajungem aici. V-am întrebat lucrul acesta la început și mi-ați răspuns la modul general câțiva dintre voi, am primit și un răspuns specific, dar uitați-vă că aici Biblia vorbește de probleme de fiecare zi care se petrec, naturale, de la masa noastră, de la casa noastră, sunt lucruri care acolo se petrec. Și au zis ce scrie aici, cum specific trebuie să evite cineva întristarea Duhului Sfânt. Orice amărăciune, ce înseamnă amărăciune? Cine poate să-mi spună ca să nu întristez pe Duhul Sfânt cu orice amărăciune? Supărare, întristare. Dacă vii acasă așa botos, să zice pe românește, botos, așa întunecat, dacă îți plouă în casă toată ziua, dacă nu ai niciun zâmbet, dacă nu ai niciun cuvânt frumos, dacă te împiedici de toate alea, dacă ești un om plin de amărăciune, ești ca un fruct amar, gust, e rău, îl dai la o parte, da, nu merge. Orice amărăciune să piară, să nu fii un om amărât care să amărăși pe alții. Arghezii spune, necazul tău îl lasă întreg pe prag, nu intra cu el în casă. Lasă-l acolo, că mâine ai să vezi că nici nu-l mai găsești. L-a mâncat pisica. Azi ți se părea că e așa, dar mâine ți se pare mai puțin.
Orice amărăciune, orice iuțime. Cum e asta? Nici nu asculți bine ce a zis un om, gata, sar repede să răspunzi. Stai, ai răbdare. Ai răbdare să discutăm. Ai înțeles problema? Păi ce vrei să rezolvi când n-ai înțeles problema? N-ai înțeles. Ne-a întrebat la școală. Ați rezolvat problema? N-am putut, că a fost grea, i-am zis noi. Și mi-a spus, zice, spune-mi și mie problema. Și eu repede să uităm în carte. Ce te uiți în carte? N-ai voie să te uiți în carte. Spune-mi problema. Care e problema? Păi ce să rezolv, mă, dacă tu nu știi problema? Tu trebuia să știi problema pe din afară, complet, adică să știi ce cere, care sunt datele, și te-ai luptat cu ea și nu ai rezolvat-o. Atunci, da, da, dacă tu nu știi problema. Orice iuțime să fie, nu fii iute repede să spui, ai răbdare, ai răbdare, ia-ți timp, ascultă, dacă nu ți-e clar, cere o zi amânare, nu te grăbi, orice iuțime. Deci Ahasverul și-a spus, afară cu nevastă mea, gata, a dat-o afară. După aia scrie Biblia ce că a doua zi Ahasverul s-a gândit la ce a făcut. Asta e mintea românului, el întâi zice și pe aceea se gândește la ce a zis sau întâi face un lucru, după aia își dă seama ce a făcut. Biblia spune, orice iuțime să piară, scrie mai departe în Scriptură aici, orice mânie, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, un om furios, nervos, ți-e frică să vorbești cu el că-i sare. Și atunci te limitezi la o comunicare extrem de restrânsă ca să nu sară câinele pe tine, că dacă știi că sare, sare, îl ții legat acolo și stai la distanță. Nu poți să, nu ai libertate. Nu ai bucurie, e mânie, e furie la mijloc. Să scrie mai departe orice strigare. Băi, ai înțeles? Cum ți imaginezi? Tu nu poți să faci asta în publicul de aici? Dacă cineva te-ar surprinde pe tine când vine acasă că vorbește așa, cred că ți-ar fi chiar rușine de obrazul tău. Să te prindă unul cum strigi și cum zici și cum faci și vine cineva care intră, șeful tău sau doctorul la ușă. Pac, am zis să fac o vizită. Uliu, te-a prins în felul ăsta. E jale mare. Dar cum ți închipi că o să fie în cer așa ceva? Orice strigare, orice clevetire. Ce-i asta? Despre cine vorbești, despre ce vorbești? Atenție, la clevetire sunt doi criminali. Unul care vinde și unul care cumpără. Nu ești mai vinovat tu care cumperi decât cel care vinde. De obicei nu-l acuzăm pe vânzător, dar dacă nu era cumpărător, ăsta stă cu marfa în soare, vă spun sigur. Dacă nu era, cum spune în proverbe, dacă nu mai este, nu mai sunt lemne, să stinge focul. Dar dacă pui lemne pe el și scrie mai departe, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Joi seara am venit încoace și ca de obicei strig la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să stau lângă niște oameni în avion cu care să pot să împărtășim Evanghelia, pentru care să pot să mă rog. Când am venit primul pe locul meu și dincolo de mine au mai fost doi, la mijloc și la fereastră, m-am așezat, au venit și ei. Când au venit, s-au așezat, după un minut constat că vorbeau românește. Au picat bine amândoi. Sunt chiar la locul potrivit. Dar ce vorbeau? Nu ție așa pe dincolo, ești așa, ești pe dincolo. Dă-i, au început ușor, după aia au început tare. Foloseau materiale din astea foarte serioase, da. Și era vorba de dormit în aeroport, 8 ore sau 6 ore de stat aici la Fort Lauderdale și ea vrea să meargă la un hotel, că ea este obosită moartă și el spune, așa faci toată viața, cum dai de greu, gata, începi, că așa, că pe dincolo, că nu știu ce. Ce să mergi la hotel? O oră pe drum te duci, o oră înapoi, vizi, mai rămân 3 ore, plătim degeaba acolo la hotel. Stăm acolo până vine avionul ăla. Da, că așa ești toată viața, când e vorba să dai pentru mine, nu faci nimic și nu știu ce, cu tare și se discută pe tema asta. Eu mâncam ceva, am terminat de mâncat repede ce am avut acolo și le zic direct pe românește. Zic, fraților, vă certați pentru o problemă care nu există, zic. Aoleu, a sărit în sus amândoi săraci acolo, ce să mai fac? Aoleu, zice, vai, deci sunteți român. Așa se vede, da. Dar zic, vă certați pentru o problemă care nu există și să vă spun de ce. În seara asta dormiți la noi acasă, zic. Ce vă certați degeaba, zic. Aoleu, cum adică? Păi da, zic, stăm la 10 minute de aeroport, veniți la noi, dormiți, dimineața vă duc eu înapoi cu mașina la aeroport. Doamne, mi-e rușine de ce am zis, vai de mine și de mine. Și zic, nu, eu mă bucur că am fost aici împreună. Vreau să vă spun că din clipa aceea
a fost o viață diferită și am văzut pe cei doi cum au fost rușinați de bunătatea lui Dumnezeu. Uite, mă, noi ne certăm, noi ne zicem unul altul și uite ce pregătise Dumnezeu pentru noi, de fapt. Aș dori să încheiem citind versetul acesta 32, cu care Pavel încheie pledoaria lui referitoare la întristarea Duhului Sfânt. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Fii bun, adică nu te pune nimeni să ierți crima cuiva. Crima nu se iartă. Nu te pune nimeni. Nu poți să spui că negru e alb și alb e negru. E rău ce se întâmplă. Dar nu-ți dă voie nimeni să nu accepți. Nu, tu nu ești Dumnezeu să ierți. Știți, noi ne asumăm de multe ori rolul lui Dumnezeu și noi nu iertăm noi. Iosif a spus, eu nu sunt Dumnezeu să iert. Nu sunt Dumnezeu să iert, să nu iert. Asta rămâne cu Dumnezeu treaba aceasta, nu cu mine trebuie să discuți. Și ce sunt eu dator către tine? Sunt dator cu dragoste și cu acceptare. Eu te accept cu toată bucuria și nu am pe nimeni pe care să nu-l accept, afară de Satana, pentru care mă rog să nu-l accept. Dar spune aici, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toții pentru o rugăciune și să cerem lui Dumnezeu să ne dea puterea de a nu întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin viața sau prin purtarea noastră. Prea iubitul nostru Tată, îți mulțumim că în această după-amiază ne-ai învățat un lucru mare și minunat de care să ne ajuți, Doamne, să ținem cont pe pământul acesta. Ne-ai învățat să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce, Doamne, am întristat noi pe Duhul care mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, care se luptă cu inima noastră să ne aducă la Dumnezeu? De ce am întristat pe acesta? Mai bine să-l întristăm pe diavolul, ca să nu-i reușească planurile cu noi. Te rugăm din toată inima să ne ajuți să umblăm pe pământul acesta, Doamne, cu încredere în Dumnezeu și cu această teamă sfântă, ca nu cumva prin viața noastră să întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care am fost pecetluiți. Dă-ne în schimb, Doamne, această bucurie de a produce bucurie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Numele Tău să fie binecuvântat de acum și până în veci. Amin.